Sorilă Mireanu de Dumitru Stăncescu. A fost odată ca niciodată, când se băteau urși în coade, până se betegeau la noade, când trăia lupul pân sat și peștii pe uscat. A fost o femeie căreia-i murise bărbatul, lăsând-o însărcinată. Într-o seară, sosind vremea să nască, se pomeni că făcu un băiat care cum deschise ochii pe lume, sări jos din pat și ceru armele tați său că e de grab să plece. Măsa că stai cu maica băiețaș, că cum o să umbli tu cu armele, că o să se întâmple cine știe ce. Băiatul o ținea una, că să-i se dea și mai multe nu. Dacă vezu măsa că nu o scoate la capăt, îi spuse să se ducă în podul casei și să-și aleagă că acolo sunt mai multe. Se duse băiatul, își alese care-i se părură lui și după ce se dete jos, deci luă ziua bună de la măsa, plecă lăsând-o plângend. Taman după ce plecă, se gândi de însa că nici nu l-a botezat și hotărâ să-i zică de cu seară, căci seara se născuse. Pe la miezul nopții, ce să vezi? O apucară pe biata femeie, iar durerile nașterei, și după mai mult chin și vai, ia că mai născu un băiat care făcu tot ca îl din tâiu. Ceru armele tațeu, își alese din podul casii care-i plăcură și plecă. Ăstuia îi puse măsa numele Miez de Noapte. Și taman despre ziua, când se luptau zorile cu întunericul nopții să-l gonească la pustie încolo, mai făcu încă unul căruia îi zise Zorilă și care plecă tot ca el alți frații ai lui, doar că își alese armele ale mai ruginite din câte găsim podul caselor, iar nu ca frații lui care își aleseseră pe care le găsiseră mai curate și mai strălucitoare. Acum vezi, dumneata minune, își trei feciori ai ălii femei veneau acasă în toate nopțile care pe când se născuse. De cu seară venea de când se însera. Miez de noapte venea pe la miezul nopții când cântau cocoșii, iar Zorilă când se crăpa de ziua și fiecare aducea vânat de umplea curtea mamei lor și apoi plecau iar, după ce îi dădeau câte o bună ziua, că cei, vezi dumneata, îs meșteșugă l-aveau, să vâneze. Se întâmplă ca pe vremea când veneau feciorii femei în toate nopțile, fără greji de aduceau vânat acasă, trei smei răpiră ale trei fete ale împăratului ținutului unde le era locul părintesc și uite cum. Ci că împăratul lui ținut avea trei fete frumoase ca niște luceferi. Și ci că ale trei fete coseau de 9 ani la o floare pe bazma, fără să fie și vreodată din casă, că nu le lăsa tațeu din pricină că știa că zmeile puseseră gând rău. Dar într-o zi, fiind poftit împăratul la o nuntă a altui împărat și, vezi bine, ducându-se, că și împărații se cinstesc unii pe alții ca tot românul, le-a lăsat pe fete în paza unei babe care le păzea de când erau mici și a dat babei poruncă strașnică să nu cumva să le lase pe afară, că i s-a împlinit cu viața. Dar fetele, cum au văzut că a plecat împăratul, au început a se ruga de babă să le lase numai nițel, doar să vadă și ele cum e câmpul înverzit și înflorit, că cum stăteau ele, odaia le da într-o curte doznică a palatului de nu vedeau nici verdeață, nici nimic, numai soldații de erau de caraulă. Baba la început nu o vru, că o înfricoșase împăratul, dar când auzi că îi dau fetele trei sahane cu galbeni, de l-o lăsa numai până în prag, își călcă pe inimă, uită și poruncile ale strajnice și groaza morții și le lăsă. Apoi se duse să-și vază de treabă. Fetele nu mai putură de drag când văzură frumusețea firei, că cum venea în fața palatului era un munte plin de verdeață și taman din vârful lui cădea o apă care venea spumând și clocotind printre petre până aproape de casă. Și vezi, dumneata, cum venea de bătea soarele în ea, o făcea de părea a fi valurile ei valuri de aur și de pietre nestimate. Iar prin pomi cântau paserelele fel de neam de viersuri minunate ce mângâiau auzul. Și tot punând un picior înaintea aluilalt spre a vedea mai de aproape toate, odată se pomeniră fetele că se umple cerul cu niște nori groși și negri, de se întunecă taman ca noaptea,
Și apoi nu mai ia că zmeii călare pe cai cu aripi, pun mâna care pe care îi plăcea și pornesc cu ele, neluând seamă la țipetele și la vaetele lor. Baba, din cu acum vezu așa, o sfecli de tot, dar ea tot și reată. Ce s-a gândit ca să scape de urgia împăratului? S-a legat cum a putut și ea mai bine cu mâinile la spate de un stâlp și când a venit împăratul, a început a plânge și a se tângui că au venit zmei și au dat năvală în palat și după ce au bătut-o pe ea cum era mai rău și au legat-o de stâlpul ăla, apoi au răpit fetele și s-au tot dus cu ele. Împăratul bieț, ce să facă? Cum să-și ia el fetele? Că le iubea peste poate, ca un tată bun ce le era. A pus de-a chemat pe toți flăcăi din împărăție și le-a făgăduit fel și fel de bogății, numai și numai să-i aducă copilele îndărăt. Dar niciunul nu se prinse că niciunul nu se simțea vrednic să se lupte cu zmeii și nici nu știa vreunul încotro le era cu prinsul. Numai un om bătrân spuse împăratului că sunt trei frați vânători, feciori ai unei văduve, care numai ăia tu trei ar putea fi de folos, de-ar fi să fie. Dar ei, măcar că sunt frați buni, nici nu se cunosc, căci nu se pot găsi toți odată la un loc. Împăratul, cum auzi așa, trimise să-i aducă pe mumă și-i porunci să-și adune feciorii la un loc și să-i pornească să caute și să aducă fetele. Mătușa ceru să-i dea un colț de prescură uscată și o basma uitată, făgăduind că cu aste două lucruri îi va putea uni pe toți și apoi pleca acasă. Seara, când veni de cu seară, îi spuse să aștepte nițel că nu i-a putut face azimă și dădu din prescură să-și mai prinză nițel inima până îi socoace azima și să se șteargă la gură cu basmaua. Băiatul făcu cum îi zise măsa. Gustă din prescură, se șterse la gură cu basmaua și cum se șterse, cum uită care să se ducă și să lungi în pat și a dormi. Pe la miezul nopții, ia că și miez de noapte. Cum își aruncă ochii în pat și vezu un om dormind, cum întrebă cine e. Un drumesc, măiculiță, mi-a cerut să-l las și nu mi-a venit să-l gonesc ca ei lați oameni de prin prejur, ci am dat din vânatul tău că mulți sărați se arănesc de pe urma ta, zise măsa. Bine ai făcut, mamă, dar ia dă-mi ceva să mănânc, că mi-e de grabă să-mi duc. Numai nițel așteaptă, măiculiță, că nu e azima gata. Pân-s o coc, mai prindeți inima cu o scolțișor de prescură și te șterge la gură cu basmaua asta. Flăcăul cum făcu ce-i zise măsa, cum se întinse în pat alături de frate său și începu a sfărăi. Și când se revărsau zorile, nu mai intră pe ușe și zorilă, cu care se întâmplă tot ca cu oilalți frați. Cum îi vezu muma lor adormis bumben, îi cuoprinse pe câte trei într-o pânză și o cusu bine să nu se rupă lesne. Când se deșteptară ei și se pomeniră toți legați la un loc în pânză, o rupseră și săriră care de care să se taie, că fiecare dintre ei nu știa cine e ălălalt. Atunci muma lor se puse între ei și le spuse: „Feții mei, nu vă tăiați, ci vă sărutați, că voi sunteți frați buni, copii ai mei și ai lui bietul Mirea, bărbatul meu, care a reposat până nu v-ați născut voi. Și eu am cătat de v-am strâns la un loc pe câte trei ca să vă cunoașteți spre a nu vă omorâ cumva, de vă veți întâlni prin pădure când umblați în vânătoare.” Frații când auziră așa, se bucurară mult, se sărutară frățește și începură a se mai întreba de una de alta până se pomeniră cu niște slujitori ai împăratului că îi poftește pe câte trei la palat. Plecară ei și cum ajunseră, îi chemă împăratul în palat și le spuse că cere de la ei, făgăduindu-le tot felul de bunătăți și împărăția să o împartă între ei și pe fete să li se dea de neveste, de l-o putea găsi și aduce. De cu seară și miez de noapte, răspunseră că nu se pricep ei la astfel de lucru, nici știu unde e cuoprinsul zmeilor și nici nu s-ar prinde să se măsoare cu ei, că nu se simt în putere. Numai zorilă spuse că a văzut la gaura ventului de pe tărâmul ălalt urmă de papuc de împărăteasă. Se vede că pe acolo s-or fi coborât zmeii cu fetele în țara lor. Noi, măria ta, urmă zorilă, ne prindem să încercăm a ți le aduce,
dar să ne lași să jupuim 3 ani la tei ca să facem un vârzov cu care să ne coborâm pe tărâmul ălălalt. Împăratul, vezi bine, le dădu voie numai îndecât. Și ei, după ce jupuiră la tei 3 ani și făcură vârzovul cum cerea trebuința, se duseră la gura ventului unde vezuse zorilă urma de papuc. Acolo, dacă ajunseră, hotărâră să se coboare întâi de cu seară, că el era mai mare. Se legă el bine de mijloc, își făcu cruce, zise un Doamne ajută și se lăsă pe gaură, spunând fraților săi ca domișca Funia să-l tragă în sus. Dar n-apucă să se ducă în jos de 10 stânjeni și odată mișcă Funia să-l scoată afară, că era o beznă de întunecime pe acolo de s-a fost înfricoșat. Miez de noapte, vezând că fratese ol mai mare n-a făcut nicio ispravă, se legă de brâu să se lase și el. Dar tot așa, spuse fraților să-l tragă înapoi de-o mișca vârzovul. Se coborâ el ceva mai mult ca frateseu, dar și el hățână de 3 ori să-l tragă afară, că ce a văzut acolo s-a spăimântat. Ci că erau șerpii ca butiile și broaștele ca ploșcile și alte felurim de feluri de lighioane și spurcăciuni de numai să le fi văzut și să ți se făcu părul măciucă pe cap și inima numai cât puricele. Zorilă, când vezu că nici frateseul mijlociu nu e mai viteaz, se legă el cu vârzovul și după ce își luă ziua bună de la frați, le zise: „Măi neică, pe mine din cioi hățâna, din aia să-mi dați drumul mai afund.” Și se lăsă pe gaură și se duse cât ținu vârzovul. Și vârzovul a ținut taman până unde a pus piciorul pe pământ sănătos. Acolo era numai pustiu. Nu era nici casă, nici om, nici pasăre, nici iarbă, numai pământ și iar pământ. Pe bietul Zorilă îl cuoprinse biet și pe el frica, că de om era, nu era altă lighioană. Dar nu-l ținu mult, ci scoase un biciu de găsise la un loc cu armele tațeu și plezni de 3 ori. Cum plezni, nu mai se pomeni cu un cal înșelat, înfrânat, cum e bun de încălecat. S-aruncă pe densul și-o porni spre a căta casele zmeilor, îi de furaseră pe fetele împăratului. Merse el, merse o zi și o noapte într-una fără odihnă. Și taman a doua zi dimineața, dădu de casele zmeului ălui mai mare. Niște case mari și frumoase. Cum le vezu, intră călare în grădină și începu a-și încurca calul printre flori. Nevasta zmeului, fata împăratului a mai mare, va să zică, că l-a văzut alergând prin grădină și stricând florile, a deschis fereastra și i-a strigat: „Măi, fecior de lele ce mi-ai fost, ce-ți strică ție florile de le prăpădești și nu vii mai bine la mine să stăm de vorbă?” „Taci să nu spui vreo vorbă rea”, îi răspunse Zorilă, „căci oiu fi și eu vreun ram.” „Ei, păi poftim în casă dacă e așa”, i-a zis densa. Și-a intrat Zorilă în casă și l-a ospătat femeia și i-a dat de beut și apoi l-a întrebat cum și ce face. „Iaca, am venit să te scape dumneata din mâna spurcatului de zmeu și să te duc îndărăt la împărat.” „Greu ți-o fi”, zise oftând fata împăratului, „că e zmeul puternic și nu i-ei putea da de cap.” „Acu o-i încerca și eu, doi o putea bine, de nu mă omărâ și pace.” În vreme ce vorbeau ei, numai Iaca se auzi un vuiet mare. Zorilă întrebă ce e aia și fata-i răspunse că e buzduganul zmeului. Venea de peste 9 moșii și a fost picând în poartă, apoi în masă și apoi a sărit de s-a prins în cuiu. Zorilă, cum l-a văzut a stă împărat în cuiu, a pus mâna pe el și învârtindu-l de 3 ori pe deasupra capului, numai l-a zvârlit înapoi. Iar buzduganul s-a dus vâjâind și a căzut dinaintea calului zmeului, taman când vrea să treacă podul de aramă. Calul, cum l-a văzut, cum a început a sfărâi și a se da înapoi. Zmeul dă-i limbă, dă-i cu picioarele în burtă. Calul nu o pornea din loc deloc. „Hi, cal de leu de paraleu, de bun viteaz al meu, ce stai și ce răsai și-n dără te dai?” îl întrebă zmeul. „Cum să nu me dau, dacă numai de Zorilă Mireanu mi-e cam frică nițel, și taman el a venit până aste locuri”, a răspuns calul.
Doar nu i-o fi adus ventul perișorul și cioara ușoarul din coprinsul lui în coprinsurile mele, zise smeul. Dar tocmai când zicea așa, iacă și Zorilă venea în fuga calului să întâmpine pe smeu. Ce vrei, frate? L-a întrebat smeul când l-a văzut. Am venit, vere, să iau pe fata împăratului și de noi vrea să-mi o dai, apoi să ne batem în luptă dreaptă, că-i mai dreaptă. Și care o birui, biruitor să fie. Bine, a răspuns meul și a și sărit jos de pe cal. Și se luară, nene, și se suciră și se învârtiră până a fost venind soarele închindii și atunci nu știu cum l-a adus Zorilă pe smeu, dar l-a pus jos și a tăiat capul cu paloșul. Apoi a aruncat stârvul sub pod împreună cu al calului pe care-l omorâse calul lui pe când se lupta el cu smeul și a plecat înapoi de a spus fetii împăratului sprava ce a făcut. De însă n-a mai putut de bucurie când a auzit că a scăpat de smeu și l-a sărutat frățește pe Zorilă și i-a dat calului o baniță de jăratic, căci calul lui Zorilă nu mai jăratic mânca. A doua zi, Zorilă se sculă în zor de zi, întrebă pe fata împăratului pe un soia să se ducă la soră sa a mijlocie și după ce își făcu cruce, plecă. Când ajunse la fata a mijlocie, făcu tot ca la a mai mare. Intră în grădină și începua și încurca calul prin flori până prinse fata de veste și deschise fereastra de-i zise: Măi, fecior de lele ce mi-ai fost, ce-ți strică ție florile de le prăpădești? Taci să nu zici vreo vorbărea, că ți-o-i-o fie și eu vreun ram, răspunse Zorilă. Dacă mi-ești ram ceva, vino de-mi spune o vorbă bună și ți-o-i spune și eu ție, a zis fata împăratului. Zorilă, cum auzi că-l poftește în casă, intră și când stăteau de vorbă, numai ea că sosește buzduganul smeului. El cum îl vede așezat în cuiu, îl ia și la zvârle îndărât tot ca pălăluilalt și se duce de se întâlnește cu el lângă podul de argint. Dar cu ăsta a fost mai groasă, că a ținut lupta 2 zile și 2 nopți și abia a treia zi l-a birui Zorilă. Și apoi, după ce i-a aruncat stârvul lui și palcalului sub pod, s-a întors îndărât la fata împăratului, care îi spuse că îi dăduse de cap smeului. Și a doua zi plecă spre palatul fetei ălii mai mici. Fata mai mică a împăratului era și mai frumoasă decât surorile ei și de-aia și zmeul îl mai mic care o furase pusese să o păzească o cățea rea. Când a ajuns Zorilă la densa și a bătut în poartă să-i deschiză, ea a strigat dinăuntru: Cine e și ce vrei? Cam o cățea brâncușe cu dinții de oțel te face mici fărâme. Sunt om de pe tărâmul ălălalt, a răspuns Zorilă. Și când a auzit fata așa, a legat cățeaua cu lanțul și apoi a deschis de la poftit în casă, bucuroasă că a mai dat cu ochii de om pământean. Pe când întreba densa ce făcea tatseu, măsa, rudele, haite și buzduganul smeului, poc în poartă, poc în masă și se așeză în cuiu. Zorilă puse mâna pe el și când l-a zvârli odată, se duse bietul buzdugan val vârtej și trecu vâjâind pe la urechile smeului și căzu mai încolo, afundându-se până în măciucă în pământ, taman când era smeul pe podul de aur. Calul smeului începu a sfărăi și a se da înapoi când vezu așa. Smeul îi dădu gură să meargă, dar calul spuse curat: Nu merg înainte, că numai de Zorilă Mireanu mi-e cam frică nițel. Și taman el a venit până aste locuri. Ai înainte, mă, căluțule, îl îmbărbătă smeul. Că doar nu i-o fi adus ventul perișorul și cioara oșciorul din coprinsul lui în coprinsurile mele. Dar nici n-apucă dihania să sfârșească bine și numai iacă și Zorilă venea ca vijelia și s-o opri taman alături de el. Ei, ce vrei, frate meu? Îl întrebă smeul. Ce vreau eu, n-o să vrei tu, măre smeule. Și dar zic să ne luăm la luptă dreaptă și de mei birui tu, birui să fiu. Dar de toiu birui eu, apoi te taiu bucăți cu paloșul și îți iau pe fata împăratului și o duc la tatse undărât, că nu mai poate de dorul ei. Apoi dar să ne luptăm, zise smeul. Și se și luară și dă-i și sucește-l. Se luptară 3 zile și 3 nopți, că era smeul voinic tare, dar și Zorilă nu se da cu una cu două.
Și taman a treia zi, când a fost soarele la nămiezi, știi când e zăduful ăla tare, numai ia că un corp trecea încet pe deasupra capetelor lor. Smeul, cum îl vezu, începea să se ruga de el. Corp, corbișor, du-te la un izvor de zmoaie aripioara în apă și vinde-mi pică o picătură pe limbă, că mi s-a uscat de tot și mi-e răpune zorilă. Du-te, corbulețul meu, că de mi-ai face ăsta bine mare, ți-o-i da două stârvuri să mănânci. Eu îți dau 6 corbule de mi-ai aduce mie, că mai am aruncat 4, 2 sub podul de aramă și 2 sub tăl de argint. Corbul de, ce să facă, a tras și el la cine a dat mai mult. Și cum i-a udat limba lui zorilă, cum a mai prins flăcăul putere și a retezat capul smeului. După ce sfârși în schip și cu zmeul îl mai mic, se duse de mai petrecu până a doua zi la fata a mai mică, care era să fie nevasta lui, că el era mai mic între frați și ea mai mică între surori, și se îndrăgosti de ea, apoi o luă și pe ea și pe alelalte două surori, și se duse cu ele la gaura pe care s-a coborât el de pe pământ. Acolo a legat fetele bine cu vârzovul, a tras de 3 ori de el, că așa vorbise cu frații că de-o trage de 3 ori să știe că a scăpat fetele. Și frații le ridicară sus. Apoi au lăsat vârzovul iar ca să se urce și el. Dar zorilă vezi că avea bănuiele asupra fraților lui. Și ca să-i încerce, în loc să se lege el, legă un pietroi și făcu semn să-l tragă în sus. Dar ce să pomenești, fere? Că nu-l traseră cât vede ochiul și unde-i dă dură drumul vârzovului odată de intră pietroiul de 3 palme în pament când ajunse jos. Ce jale gândești că l-a coprins pe bietul zorilă, vezând fapta fraților săi. S-a așezat jos și a început a plânge ca un copil. Ce să se facă el acum? Să rămâie cât o trăim pustiul ăla singur? S-a sculat și el și a plecat încotro a văzut cu ochii și a umblat o grămadă vreme până a dat un copac mare în care era un cuib cu niște pui de pajură și un balaur cu 3 capete încolăcit pe copac. Se urca spre ei cu gurile căscate. Pui, cum îl vezură pe zorilă, începura se ruga de el. Mă, creștine, mă, omoară păgânul ăsta de balaur, că se căznește mama de 9 ani să scoată pui și nu mai poate de el, că vine și mănâncă pe toți. Omoară-l, zeu, că-ți vom face și noi ce ți-o fi de tribuință. Zorilă, când auzi așa, n-a mai stat la îndoială. S-a gândit că poate l-or scoate pe lumea de unde venise. Scoase paloșul și-l tăie pe balaur ciopârți, apoi îl făcu purcoiu în 3 grămezi. Pui, cum îl vezură mort pe balaur, ziseră lui zorilă să se urce sus în copac și să-l ascunză, să nu-l vază muma lor când o veni, că-l sărută până-l înghite. Și-au scos un tulei de la aripă și l-au ascuns în el. Seara iacă și pajura venea tristă la cuib, crezând că nu-și mai găsește pui vii. Când îi vezu teferi și sănătoși, se prăpădi cu totul de bucurie. Cine v-a scăpat puișorii mei? Să-i dau ce mi-o cere, își întrebă ea puii. Cine ne-a scăpat a luat-o în coaspre soare răsare, răspunseră puii. Pajur acum auzi cum plecă într-acolo și s-a dus și a umblat până a ocolit pământul tot, dar degeaba. Când s-a întors ea, a fost scăpărând foc văpăi din ea. M-ați mințit, puișorii mei. Spuneți-mi drept că uite mor, pleznesc. Ți-l spunem dacă ne-ai făgădui că nu-i faci nimic. Ce să-i fac? Că eu îi dau ce mi-o cere. Auzind pui așa, l-au scos. Dar de bucurie, pajur acum l-a văzut, l-a înghițit. Pui începură să plângă și să se jelească că cum în loc să-i răsplătească binefacerea ce-i făcuse să-l omoare. Dar pajura le spuse să nu le fie teamă. Și-l vărsă mai frumos de cum fusese întâi. Ei, flăcăule, ce cer de la mine drept răsplată că mi-ai scăpat pui de moarte? Să-mi scos pe tărâmul ălălalt, răspunse zorilă. Alt nimic. Greu lucru cer, băiete. Dar ți-l fac, așa m-am prins cu vorba. Să-ți fac ce mi-i cere. Să iei cu tine 9 bivol și 9 butoaie cu apă, că adminteri nu ajungem până sus. Te duc eu la o pădure unde poți prinde bivolii și unde poți tăia lemne pentru butoaie. Și l-a dus la pădure și acolo cu ajutorul calului și al paloșului lui,
ucise 9 bivoli și legă și 9 butoaie. Iar peste 9 zile le puse pe spinarea pajurei, se așeză și el și o porniră. Merseră până mâncă pajura toți bivolii și beu toată apa, că i-a înghițea dintr-o dată cât un bivol și apa dintr-un butoi când căsca gura. Iar când fuseră aproape să ajungă, pajura ceru să-i mai dea. Dar Zorilă ne mai avea nimic și fiindcă pajura l-amenința că nu mai poate și cade jos în dărâ de nu-i o mai da, tăie o bucată din picior și așa ajunseră cu bine pe pământ. Și iaca de atunci a rămas secul piciorului jos la talpă. În vremea asta, frații lui Zorilă se însuraseră cu fetele împăratului și pe sora a mai mică o făcuseră găinăreasă, iar pe băiatul ei, că rămăsese grea cu Zorilă și făcuse un băiat, îl puseseră să umble după porci. Acum Zorilă, ieșind pe tărâmul ăsta, s-a îndreptat, vezi bine, ca omul spre casă. În drum, pe o câmpie, numai ea cu o turmă de porci și un băiețaș după ei. Măi, neică, îl întrebă Zorilă pe băiețaș, vrem să intre în vorbă cu el ca să afle cum și ce fel mergeau lucrurile. Al cui ești tu? Da, nu știu nici eu al cui mai sunt, a fost răspunzent băiatul. Sunt al unul, Zorilă Mireanu, și pe mama a băgat-o frații lui la ei găinăreasă și o bagiocoresc cum e mai rău, iar pe mine m-a pus să le păzesc porcii. Dar și eu o duc vai de mine că seara când e la mâncare, frații toți strigă colo. N-a ogar, n-a porcar. Și ogarul dă fuga al dracului mai iute și mănâncă toată mâncarea și eu rămâiu tot nemâncat. Apoi, când închis porcii, purceaua până o pupă în bumbăreață, nu intră în cotineață. Ia vai de lume, căci nu trăiește tata că le-ar arăta el lor. Ade, n-am avut parte nici eu, nici biată mama, zise băiatul podidindu-l plânsul. Taci, mă băiete, că eu sunt tateu, nu m-au omorât, că a vrut Dumnezeu cu mine. Dar tu să taci, să nu le spui lor nimic, numai na. Când o mai zice porceaua diseară să o pupi în bumbăreață, să-i tragi o băzdoacă de-astea acolo la mir, că apoi intră ea în codneață. Luă băiatul băzdoaca și seara, după ce ajunse acasă, când vrut să bage purceaua în codneață și zise ea să o pupe în bumbăreață, unde-i trase vere băiatul o băzdoacă, dar a început purceaua să țipe de gândeai că ce-i aia. A țipat până au auzit frații lui Zorilă și au strigat băiatului. Bat-te Dumnezeu, hoțule, tot hoț ca tateu ai să te faci. Dar băiatul de colo nici nu se uită la ei, ci se întoarse spre purcea. Te pupai, o firiai să fii. Și cum se înnoptă bine, nu mai veni și Zorilă. Când îl vezură frații, doar că nu căzură jos de frică. Dar Zorilă nu le făcu nimic, ci zgorni din casă. După aia a făcut nuntă cu fata mai mică a împăratului, se duse acasă la socrul său și stătu cu el până muri bătrânul. Iar după ce muri, se făcu el împărat și trăi multă vreme în fericire cu nevasta și cu copilul pe care li-l dăruise Dumnezeu. Iar eu încălecaiu povespe și vespuseiu astă poveste.